patrulla a doua aparține mulțimii tuturor X-ilor cu proprietatea. Cum? Patru? Patrulla a doua aparține mulțimii tuturor X-ilor cu proprietatea 2 la a 3-a mai mic decât X, mai mic decât 2 la a 5-a. Ici de mulțime, da? Da. Deci, eu văd așa, că e vorba de toți și care sunt de la 2 la 3 până la 2 la 5. 2 la 3 ce ar însemna? 2 la 3 în 6. Deci, cum ai găsit 6? Păi e 2 ori 2 ori 2 de 3 ori puțin. Da. 2 ori 2 de 4, 4 ori 2, 8. 8. Da? Deci la 8 începând, încolo, 8, apoi 9, 10 și să văd unde mă opresc. 2 la 5 cât o faci? 5, 2 de 5 ori. Da. De 3 ori am făcut 8. Nu? Când am luat de 3 ori am făcut 8. Da, și de... Încă o dată 2, 8 ori 2, 16. 16 ori 2. 20. Ia 16 ori 2. 6 de 2 ori face 12. Da. Și cu 2 de 2 ori 10, 20. Și cu 12, 32. Da? 32. Deci mergem până la 32. Adică 8, 9, 10 puncte, puncte până la 32. Cât înseamnă 4 la 2? 4 de 2 ori, adică 4 ori 4. Da. Care dă... 4 ori 4. 16. 16, 16, ce faci? Ești obosită? Ce se întâmplă astăzi? Nu, nu, noi, nu ești tu. Erai mai dezvoltă și mai... Hai, reveniți un pic, intră așa. E dăm o tură pe jurul blocului. Da. Ți amintești cum făcea asta... Richard. Da? Și am pauză, mai stai. Hai să ne revenim, că nu zic, e simplu, da? E vorba de faptul că 16 se găsește sau nu aici. Se găsește. Se găsește. E adevărat. E adevărat. Corect. Mergem mai departe. Aparține mulțimii tuturor X-ilor cu proprietatea că X se divide la 5. X, două puncte, nu, trei puncte. Trei puncte. X se divide la 5. Ce părere ai? Ai, să vedem pe toți X-ii care se divid la 5. 5 se divid la 5. 5. Deci 5 ar fi 10, 15, 20. Nu, ultima cifră este, da, să fie 5 sau 0. Da, 20, 25, 30. Și mai departe. 5. Puncte, puncte. Deci da, la sfârșit trebuie să fie fie 0, fie 5. Dar 543 are așa ceva? Nu. Nu. E fals. Deci este fals asta. Ori 0, ori... Deci e un număr ori cu 0, ori cu 5, nu? Așa trebuie să fie numărul ăsta. Ori cu 0, ori cu 5. Mai departe. 10 la a 3-a. 10 la a 3-a, da. Nu aparține mulțimii tuturor X-ilor cu proprietatea X se divide cu 10. Ce înseamnă că se divide cu 10? Că se împarte exact la 10. Dă-mi exemple de numere care se împarte exact la 10. 100. 100, sigur, se împarte la 10. 10 se împarte la 10, da? 10. 1000 se împarte la 10. 1000. Da? Deci ar fi exemple așa. 10, 20, 30. Da, așa? Sau care se termină 100, ai spus, 100,
200 și așa mai departe, se termină cu două zerouri. Da. Sau altul care îți fie 1000, da. 1000, 2000 și așa mai departe. În concluzie, este 1000 aici, că 10 la 3, da. Cât înseamnă 10 la 3? 1000. Da. Deci este adevărat. 1000 se împarte la 10. Mergem mai departe. Punctul 5. Așa. Determinați valoarea numărului natural X, care numărul natural 2 este element al mulțimii A egal cu. A egal cu. Așa, 2 ori X. 2 ori X. Plus 1. Da. Virgulă. 2 ori X. Plus 2. 2 ori X. Plus 2. Virgulă. Și 2 ori X. Plus 3. Plus 3. Mai citim o dată problema ca să înțelegem bine. Determinați valoarea numărului natural X, pentru care numărul natural 2 este element al mulțimii. A egal cu mulțimea 2 ori X plus 1, 2 ori X plus 2, 2 ori X plus 3. X-ul este număr natural. Începe de la cine poate să fie X-ul? De la 0. Deci pentru X egal cu 0, ia să vedem. Pentru X egal cu 0, rezultă că A arată în felul următor. 2 ori 0 plus 1. Da, 2 ori 0. Plus 1, adică cine are? 1. 1. Apoi. 2 ori 0. 0 plus 2. Da. Care înseamnă 2 ori 0, 0 și cu 2, 2. 2. Și 2 ori 0 plus 3. Adică? 3. 3. Deci A mare e formată din 1, 2 și 3. Da. Pentru X egal cu 1, cum arată A mare, mulțimea A mare? Ia să vedem. A mare o să arate 2 ori 1, 1 plus 1. Adică? Adică 2 și 1, 3. 3. Apoi? 2 ori 1 plus 2. 2, da. Adică o să fie 2 plus 2, 4. Deci 4, pe urmă. 2 ori X, 2 ori 1, da. Plus 3, 5. 5. Ei, și dacă observăm pentru X egal cu 2, cât arată? Cum ar arăta? Păi o să fie 7. 2 ori 2, 2 ori 2, 4 și 1, 5. Apoi? 5. După 2 ori 2, plus 2, 2 ori 2, 4 și plus 2, 6. Și pe urmă 7. Da. Întrebarea era să-l găsim pe cel X natural. Cine este X-ul acela? Încât 2 să fie element. Să-l găsim pe 2 elemente mulțime. Păi X egal cu 0. Exact. Deci pentru X egal cu 0, A mare arată 1, 2, 3 și atunci 2-ul aparține lui A mare. Asta era problema. Ce X să fie acela deștept încât după înlocuire 2-ul să se găsească în mulțimea respectivă. Mergem mai departe. 6. Da. Scrieți următoarele mulțimi enumerând elementele. A aparține mulțimii. A mare egal cu mulțimea. Egal cu mulțimea. X. Acelor X. Acelor X. X cu proprietate. Cu proprietatea că X aparține N. Deci X e număr natural, da. Virgulă, virgulă X
mai mic sau egal decât 7. X mai mic egal decât 7. Adică să scriem toți X și mai mic decât 7. Numere naturale. Păi scriem, da. Enumărăm, adică trecem de la proprietatea asta de caracterizare, că sunt mai mic decât 7, și enumărăm concret cu 0, 1, 2, 3, vorbește. 4, 5, 6 și 7. Corect. Acestea sunt elementele pe care le-am dorit în... le-am scris în aia, le-am enumărat. Alte egal cu mulțimea tuturor x-ilor cu proprietatea că x aparține numerelor naturale 4 mai mic sau egal decât x mai mic sau egal decât 9. Deci 4 mai mic egal decât x mai mic egal decât 9, da? Da. Adică e vorba de tot x și începând la 4 până la 9 inclusiv, nu? Da. Adică 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Așa. C egal cu mulțimea tuturor x-ilor cu proprietatea x aparține numerelor naturale. Da. 7 mai mic decât x, mai mic sau egal decât 14. Așa. Acum, x trebuie să se începe de la 6 și până la 14. Corect. 6, 7, 8, 9, tu scrie pe toate, că eu-s mai putut. Da? Până la... Nu până la. A, bine. Bine, le scrii toate acolo. 14. Bine. Bun. D egal cu mulțimea tuturor x-ilor cu proprietatea că x aparține numerelor naturale, m-am săturat de asta. Așa. 11 mai mic sau egal decât x, mai mic decât 23. Deci sunt toate elementele, începând la 11 inclusiv, nu? Da. Și egal. Egal 22. Până la 22. Adică o să spui 11, 12, 13, puncte, puncte. Nu, puncte, puncte. Nu se poate scrie. Numai eu, că sunt puturos, dar tu n-ai voie în caițel, așa trebuie. Am chinuit. Nu te chinui, dar așa este. Da? 22. Da? Până la 22, pentru că e alta situație. Ci că într-o mulțime trebuie să le precizezi concret elementele. Da. Nu se pot cu puncte, puncte. Ce sunt puncte acolo? Sunt situații că sunt puncte, dar aici avem altceva de fapt, nu? De aceea trebuie să fim atenți. Nu faceți ca mine. Da, deci cu prietenul roșu, să nu scrie așa niciodată. Da. Așa, mai departe. Am să scriu numerele acum, ce mă grăbiți. Așa. Acum, E. E. Egal cu mulțimea tuturor x-urilor care aparține x. Cu proprietatea. Cu proprietatea că x aparține numerelor naturale. 18 se împarte exact la x. 18 se divide. Da. Aici da? Scrie așa. Așa, se divide la x. Așa. Deci, care sunt acei x la care 18 sunt parte. Păi, 1, 18 se parte la 1, nu? Apoi, 2, apoi, 3, că 18 se parte la 3 și fac 6, apoi, 4, nu, 5, nu, 6, 18 se parte la 6. Păi 18 nu se împarte exact la 6, dă 3. Ah, da. Da, 3 ori 6, 18, da. Da? Deci 6. Altul la care se împarte exact. 8. 18 se împarte la 8? Păi, nu. Nu se împarte. 9. La 9, ce părere ai? Da.
Da, nu se împarte, sigur. 10. 11. 12. Alo. Bună ziua. Da, eu sunt. Da. Așa. Să știți cum se dat, Nicolele, că da. O să prezinte mai mult la închirea de voruși. Așa. Întrebarea mea este următoarea. Dumneavoastră ați fost dat afară din sistemul de departament în urma copilării acelor sistemului? Da, pentru că ideea asta cu videomanualul pur și simplu i-a bulversat. Nu puteau să creadă că are cineva o astfel de idee. Deci matematica online pusă de mine, încă începând din 2003 am început să filmez la clasă, lecții și asta a ținut. Dar vedeți acolo, dacă intrați la Prof Online, aveți... Da? Deci dacă intrați la Prof Online și vă uitați acolo, pe pagina, prima pagină la intrare, există video apicultură, video matematică, mai jos... Vă invit să vă duceți ordonat. Ca să puteți vedea multe lucruri. Deci, video matematică, video apicultură, mai jos fundația Prof Online, există și o fundație Prof Online, după aceea televiziunea Prof Online TV, tot așa pe internet, și mai jos sunt acolo o serie de filme, printre care Ministrul Învățământului, Groparii Sistemului, e vorba de Ministrul Învățământului, Ministrul Învățământului care m-am găsit cu fiecare în parte, și povestesc în filmul acela. Dacă vreți așa istoricul a ceea ce a însemnat bătălia mea dusă cu sistemul, vedeți aceste toate în Ministrul Învățământului, Groparii Sistemului. Întrebarea mea era următoarea. Să spuneți. La televiziunea noastră online, între emisiune, cu televiziunea Vice, se numește Ai tu dreptul, făcută de avocat Dumitru Marian Domoiaga, este din domnul avocat. Da. Că vine în București, la registrele de emisiune, deci ar părea de interes. Deci ai de la ora 20. De ce nu? De ce nu? Ok. Atunci pot să fac un legătură cu domnul avocat. De acord. Joia ar fi emisiunea. De acord. Este regulă pentru dumneavoastră? Da, pot să ajung. Ok, dar regulă. Atunci voi vorbi cu domnul avocat și îi vă spuneți să ia legătura cu dumneavoastră. Dacă el se spune că nu poate ia legătura pentru că rutine cu dosare și așa mai departe, da. Atunci voi ține tot eu legătura cu această emisiune. Da, și emisiunea în ce mod se face? Indirect? Este în direct. Domnul avocat este un om cu multă cultură, cu un bagaj impresionant. Da. Poate ceva relaxat. De cât timp? Nu vă dați seama că am stat... Veți vedea televiziunea la care am participat. Am fost și cu Rareș Bogdan în direct, am fost deci, la Gâdea și așa mai departe. Deci eu, acolo pe dreapta, când intrați, vedeți televiziunea la care am fost în direct prezent. Da? Adică nu îmi pun problema de... Deci rămâneți să mă sunați, nu? Sau cum faceți? Nu, ziceam că dacă în legătură cu participarea dumneavoastră la... această emisiune, dacă aveți ceva pretenții sau cum să le spun... Oh, nu. Corect, da. Bine, atunci vă voi suna ori eu, Rahela Petrescu, este numele meu. Da. Ori domnul avocat Dumitru Marian Domoiaga. Așa. Eu sunt într-o lecție de matematică acum și până la 10 sunt tot în lecții. Da? Mâine plec spre Brașov, am o întâlnire acolo cu tot pe o temă de așa asta.
Și mă sunați în timpul zilei, că oricând vă voi răspunde. Ok, în regulă, bine. Perfect. Bine. La revedere. Seară bună, la revedere. Da. Deci, 1, 2, 3, 6, 9. 7. Așa. Asta și 18. 18 separate la 18. Nu? 18 sunt parte la 18. Apoi. Apoi F. F egal cu mulțimea. De aici știți. X, tuturor X-ilor cu proprietatea. Proprietatea X la parțimea numerele naturale. Da. X împărțit. X se divide sau cum? Nu, scrie X împart X mai mic decât 13. Cum spune? Să vedem. X impar. Cu proprietatea că X impar mai mic decât 13. X impar. Adică să fie impar. Cu și precizăm că X mai mic decât 13. Deci toate numerele impare mai mic decât 13. Deci toți X și natural mai impar mai mici decât 13. Da. Adică 1. Corect. 3. Da. 5. Da. 7. Da. 11. 3, 5, 7, 10. 12 și atât. Da. Deci 1, 3, 5, 7, 10, 12. 107. Da. Scrieți mulțimea numerelor naturale pare mai mici decât 14. Mulțimea numerelor naturale. Cât mulțimea numerelor naturale? Pare mai mici decât 14. Pare. Așa, mai mici decât 14. Mici decât. Adică X este par și... Cum ar fi? Decât să scriu un cuvinte așa, trebuie să zic așa. G egal cu mulțimea acelor X cu proprietatea. Că X sunt naturale. Virgulă, par, X par. Da. Par, X par și mai mic decât 14. X, da. Strict mai mic? Da. Mai mici decât 14. Mai mic decât 14. Și atunci, uite, încheiam așa repede. Există un cuvinte. Eu am vrut să vă zic la un moment dat, doar că vorbiți în continuu. Păi, m-am apucat de scris acolo. Egal cu mulțimea, te rog. Așa. X. Egal cu mulțimea. Zero. Da. Doi. Da. Patru. Da. 4, 6, da. 8, da. 10, da. 12, da. 14. Și 14? O zici mai mici? Fără, fără, da? Atât. Și terminat. Să vedem altceva? Da, acolo am greșit. Unde? Că era 1, 3, 5, 7, 9. Ușor, dar tu ai zis și eu n-am fost atent. Foarte tare. Bine că n-am lăsat prostia aceea. Impar trebuia, nu? 3, 7, 9. 9 și după 11. Așa, mai 11. Ce oricărioare. Uite, păi mă gândeam eu la un moment dat cum să fie 10, 10 și 12, 12 acolo. Sigur că da. Și par și impar? Da. Nu se poate. Altceva? Acum, scrie mulțimea numerelor naturale impare mai mici decât 11. Adică B aparține. Deci, B. B. Asta a fost A-ul, da? Da, eu așa. Așa, bun. B egal cu... Egal cu mulțimea X-ilor. Tuturor X-ilor cu proprietatea că X egal aparține da, număr natural da. X impar
X impar. Și X mai mic decât 11. X mai mic decât 11. Corect. Acum. Și calcul. Toate numele impare mai mic decât 11. 3, 5, 7, 9 și atât. Exact. Deci e vorba de mulțimea care? 1, 3, 1, 5, 3, 5, 7 și 9. 7 și 9. Acum ce egal cu mulțimea? Scrieți mulțimea, numerele naturale pare, adică x, tuturor x-ilor, cu proprietatea că x nu aparține numărul natural, x par de două cifre divizibil cu 5. X par. Asta a format așa, x de tipul AB, de două cifre, mi-ai spus. Da. Care sunt divizibile cu? 5. Da? Divizibile cu 5. Și egal cu. Să ne vedem. Care sunt ele? Care sunt cifrele, numerele de două cifre divizibile cu 5? Păi, este divizibile cu 5. Primul din două cifre. Primul din 10. Da? 10, apoi. 20, 30. 10, 15 metri. Da, dar am vrut să le iau cu 0 și după cu 5. Da. Hai, dar să le mergem așa, ca să nu scăpăm vreo. 10, 15. 10, 15, după 20, da. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80. 5, 90, 95. Da. Acum, 10. Scrieți mulțimea numerelor naturale mai mici decât 123 divizibile cu 25. La 25, când se împarte exact, ultimele cifre trebuie este 2 de 0. Da. 35, 7, nu, 25. 25, 75 și... Și atât. Atât. Și 50. Da, și deci 25, 50 și 75. Da, și 2 de 0. Deci se scriem toate numerele, cum a spus acolo. Așa. Scrieți mulțimea numerelor naturale mai mici decât 123 divizibile cu 25. Așa. Adică D egal cu mulțimea tuturor x-ilor cu proprietatea că x aparține numerelor naturale, x mai mic decât 123. Da, și x și divide? Divizibil cu 25. Da. Trebuia să spun mai în față x. Dar la importanță mesajele acestea, da? Așa. Acum. Egal cu? Egal cu. Mai mic decât 123. Primul. Păi primul poate fi 100. Nu, mai mic chiar. Chiar 25. Ah, 25. Chiar el însuși, da? 25, apoi. 75. 50, să zic. Da, 50. 75. După 100. Da. Și atât. Și 125. Da, nu. A, nu, 23, da? Da. Atât, atât. Acum, E. Așa. Scrieți mulțimea numerelor naturale de 3 cifre, cu toate cifrele egale. Deci să scriem toți acei X. Da. Cu proprietatea că sunt naturale. Da. Și din X egal de tipul A, A, A. Din 3 cifre ai spus. Da. Da, și cu toate cifrele egale, da. Așa, A, A, da. A. Da. Așa. Acum,
Păi putem pune 111. Da, 111. Apoi. 222. Da. 333. 444. 555. 667. 777. 888. Și 999. Da. Și s-a terminat, mare. Dar mai sunt 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dar scrie unul singur, o, câte o chestiune. Hai să vedem. Aici au fost 7 și acum ai 8. Hai să vedem. 8, da? Da. Fie mulțimile A egal cu... Ai schimbat tot? Am schimbat, da. A egal cu... 2, 5... Nu, 2, 7. Da. 2, 7. 3, 7, 11 și 20. Da. Și după. B egal cu... mulțimea tuturor x-ilor cu proprietatea că x este predecesorul a lui m, unde m aparține lui a. X predecesorul lui y ce aparține lui a. Da, predecesorul lui M. Deci, lui Y, M, da. Tu ai M. M acolo. Hai să spun. M, care se găsesc în A. Care-i predecesorul lui 2? Predecesorul lui 2. 3. Ăla-i succesorul. Predecesorul. E față. 1. 1. A lui 7. A lui 7, 6. Așa. 10 și 19, nu? Da. Și am scris și pe B. Eu n-am scris nimic. Așa. A, da. Și era și că. Că. Da. Adică l-am aflat pe C. Da. Că egal cu mulțimea tuturor x-ilor cu proprietatea că x este succesorul lui M. M din A. Da. Așa. Unde M aparține lui A, da. Păi, acum, egal cu 3, 8, 12 și 21. Deci 3, 8. 3, 8, 12 și 21. Corect. Mai departe. Utilizând diagrame Venn-Euler, elementele mulțimilor B și C. Deci, B și C, ne uităm la B, asta este, și da, C, asta la asta. Păi te pui așa, cum am făcut mai înainte, nu? Da. Deci, B și C, B este 1, 6, 10 și 19, nu? Și C le pui tot așa în... Și cealaltă... Punctul 9. Așa. Sau vă să vă arăt ochi la 7 stele.
Ia să vedem. 9. Păi lasă să facem tema. Da, s-a terminat tema. S-a terminat tema? Da, la 7 s-a terminat. 8 era... Ai făcut așa în plus tu, da? Da. Și pe aici? Du-te acolo. Du-te acolo, ce să fac? Dacă ți-ai pus, ți-ai pus gând rău? N-ai gând rău. Face, tu, vrei, tu vrei să curgă sânge, asta. Face, acolo la sfârșit, să vedem ce faci. Da, te rog, nu ce am să fac. Nu pot fugi din fața camerei. Asta e. Sigur. Eu vă fugăresc cu ea. Da. Hai să vă rog. Deci, mă văd care mi-l dau. Zi-l, te rog, unul care vrei tu. Fie mulțimea A. Fie mulțimea A. Așa. 2A. 2 la A sau? Da, 2 la A. Ori 3 la B. Egală cu 2 la puterea A. A. Virgulă sau? Nu, ori. Ori? 3 la? 3 la B. Da. Ori 5 la C. 5 la puterea C. Și acum, cu proprietatea. Aha, aha. Deci 2 la bară, nu așa? Da, bară. A, B, C, aparțin numerelor naturale. Așa. Și acum arătați că prin, printre oricare 9 elemente ale lui A, există cel puțin 2, al căror produs este pătrat perfect. Deci arătăm că oricare ar fi, printre oricare 9, elementele, da, element. Oricare ar fi 9 elemente ale lui A, ale lui A mare, există, da, există cel puțin 2, da, al căror produs este pătrat perfect. Există cel puțin 2, al cărui produs, da, al cărui produs este pătrat perfect. Cum spuneam și altă dată, nu avem nicio șansă să ne apucăm de negheșițul dacă nu îl înțelegem bine. Da. Deci esențial este asta. Deci A mare e scris ca un produs. Aici găsim doar elemente de tipul 2 la ceva, ori 3 la ceva, ori 5 la ceva. Unde ABC sunt numere diferite, diferite, ABC. Ia o să. Da, chiar am cu ea. Nu, plecat-o, plecat-o. Și mie-mi pare că au venit băieți copii. Mie nu-mi pare bine. Dar vă dau mâine, nu mâine. Voi mâine. Bună seara. Bună seara, bine ați venit, poftiți. Ca să pot închide camera, trebuie să... Încheiem discuția, nu? Da. Venita în bastă, asta e, nu? Să vedem, să spuneam să înțelegem problema. Da. Măcar să o înțelegem. Ori de câte ori avem așa o dificultate, încercăm să o înțelegem. Deci spune așa. Socotim noi niște valori ABC, punem niște valori, niște numere, și 2 la acela, ori 3 la acela, ori 5 la acela, îți dă un număr. Altă pereche de ABC, alt număr. Altă pereche de ABC, alt număr. Și se formează la numeri de astea foarte, foarte multe. Infinit, o infinitate de numere. Că noi putem ABC să le plimbăm cum vrem noi. O infinitate. Din infinitatea aceea, să arătăm că la oricare ne-am oprit 9 din ele, la 9 din ele, de ce 9?
Acum încep discuțiile. La oricare nu ne oprim, din ele, la oricare nu ne-am oprit, există printre cele nouă, două, a căror produs este pătrat perfect. Mai citesc o dată problema, că e tare de tot. Deci printre cele o infinitate de numere, grupare, ne oprim la grupe de câte nouă, e unul de aici, unul din acolo, nu știu ce, la grupe de nouă ne-am oprit și pe, la oricare nouă din ele, atenție, nouă din ele ne oprim, prin, dintre cele nouă, două din ele, cel puțin două, nu? Există cel puțin. O să existe chiar patru. Da? Sau trei, cât te mulțim două câte două, produsul lor să fie un pătrat perfect, da? E o problemă de șapte stele. Dacă e de șapte stele, stele vedem în fața ei, nu? Stele vezi? Da. Așa. Deci este o problemă dificilă, foarte dificilă. Repet, nu mai să o înțelegem, am de lucru. Dar, acum, asta ne clar și le-a spus și tuturor prietenilor noștri, la asta ne referim. Că, luând un triplet, hai să concret să zicem, pentru A egal cu 0, B egal cu 1 și C egal cu 2, să zic așa, tripletul ăsta, numărul, hai să zic X care se formează, X-ul ăsta, X1 este 2 la 0, ori 3 la 1, ori 5 la a 2. Și este 2 la 0, orice număr la putere 0 face 1, nu? 1 ori 3 ori 25, 5 la 2 25, 1 ori 3 ori 25 face 75. Alt triplet, alte 3 numere luate la întâmplare, mă conduc, uite, A egal cu 0, B egal cu 2, C egal cu 1, deci schimbându-le cum vrem noi pe astea, X2-ul care se formează este 2 la 0, 1, deci 2 la 0, ori 3 la a 2-a, ori 5 la 1-a care face, ori 9, ori 5. 9 ori 5, 45. Și așa mai departe. Îți dai seama dacă ABC parcuburi ce număr natural, am o infinitate de numere. Foarte, foarte multe. Și din infinitatea la aceea, la oricare nouă ne-am oprit, la oricare nouă din ele, totdeauna în grupul ăla de nou la care ne oprim, ca și cum am închide ochii, voi, grupul ăsta. Unul la început, unul la sfârșit. Dar poate să fie început și sfârșit pentru o mulțime infinită? Foarte greu de spus asta. La oricare ne oprim nouă din ele, în grupul lor nouă, vom constata de fiecare dată că există cel puțin două, pe care dacă le mulțim, obținem un pătrat perfect. Pătrat perfect adică ceva la a doua. Numărul acesta fie ceva la a doua. Repet, tu ai dat aceste ieșiri, într-adevăr e foarte, foarte dificil. Mi-l dai într-o zi. Mâine mi-l dai. Da, mâine, 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 marți când nu vii. Da. Și-am scăpat. Am miercuri vine. Să vedem. Să vedem. Bun. Da. Spunem, să spunem clar tuturor prietenilor noștri că la subiectele acestea, când ne ducem foarte sus, sunt mai mult decât subiecte de olimpiadă. Da? Sunt mai mult decât subiecte de olimpiadă de foarte multe ori. Îți dă un grad de dificultate foarte mare. Trebuie să avem multe cunoștințe, să înțelegem ce înseamnă că grupul acela de 9, de ce s-a oprit el la 9, există totdeauna două, care, a căror produs face totdeauna un număr pătrat. Un pătrat perfect. Ne oprim aici să facem sinteza orei. Ce am făcut aici, Ștefanie? Deci am vorbit despre mulțimi. Mulțimi, moduri de a indica o mulțime. Da, modul de a indica o mulțime. Indica o mulțime. Și apoi divizori. Despre divizori. Da, divizori. Divizorii unui
număr, relația de apartenență. Da, apartenență. Așa, relația de apartenență între un element și o mulțime. Ce am mai făcut? Relația de apartenență cu niște proprietăți, niște condiții, da? Cam asta. Cred că cel mai bine să vedem prima parte a lecției, când am început acolo. Da? Dar și făcut acolo recapitularea aceea, cu, când am tot insistat la ce trebuie să ținem cont, da? Deci, vezi începutul lecției. Începutul lecției. Partea întâi, da? Da. Da, ne oprim aici. La revedere, dragilor. Pe curând. La clasa 5-a.